și Europa. Un podcast despre actualitatea europeană și Republica Moldova. As we strive to maintain peace, our economy and society are bearing the brunt of Russia's war against Ukraine. In addition, we are facing a wide spectrum of hybrid threats, from disinformation and propaganda to cyber attacks and energy pressures. Republica Moldova, ca și întreg spațiul Europei de Est, a simțit pe propria piele urmele lăsate de dezinformarea și propaganda venită dinspre Federația Rusă asupra percepției oamenilor privind războiul din Ucraina. În lipsa unor politici eficiente și bine implementate pentru combaterea dezinformării pe parcursul ultimilor ani, ne-am pomenit în situația de a auzi opinii divergente pe marginea evenimentelor produse în Ucraina, în special în regiunile multietnice. Impactul propagandei ruse și-a lăsat amprenta mai ales în rândul audienței de limbă rusă din Republica Moldova, consumatoare fidelă a programelor produse sau retransmise prin diferite canale din Federația Rusă. Deși pe segmentul audiovizual lucrurile s-au schimbat destul de mult în ultima jumătate de an, dezinformarea reprezintă astăzi mai mult ca niciodată un risc iminent la adresa securității statului Republica Moldova. Uniunea Europeană a decis să suspende de urgență activitățile de difuzare a conținutului publicat de Sputnik și Russia Today în Statele Uniunii sau direcționate către acestea. Noi și Europa. Experiența țărilor europene ne demonstrează că repercursiunile fenomenului dezinformării pot fi atenuate în timp dacă sunt aplicate măsuri eficiente și bine direcționate. Deși riscul unor abuzuri din partea autorităților rămâne unul de actualitate, inclusiv în democrațiile liberale, astăzi este clar pentru toți că instituțiile publice trebuie să acționeze pentru a proteja spațiul media de propagandă și dezinformare și pentru a crește conștientizarea acestui fenomen în rândul populației. Discutăm astăzi la podcastul Noi și Europa despre modelele și instrumentele aflate la îndemâna statului și societății civile pentru a acționa pe dimensiunea luptei împotriva dezinformării, dar și lecțiile ce pot fi preluate din experiența țărilor europene la acest capitol. Alături de noi îl avem pe Rufin Zamfir, expert al Centrului Euroatlantic pentru Reziliență de la București. Domnule Rufin Zamfir, înainte să veniți la Centrul Euroatlantic pentru Reziliență, dumneavoastră ați lucrat în calitate de expert la Global Focus Center, o organizație activă pe dimensiunea combaterii dezinformării, în special. Din experiența dumneavoastră, cum poate contribui societatea civilă în lupta împotriva dezinformării? Un fenomen foarte, foarte acum periculos în contextul în care ne aflăm. În primul rând, mulțumesc încă o dată pentru reinvitarea mea aici. Sper să avem o discuție relevantă pentru ascultătorii dumneavoastră. Mulțumesc și pentru întrebarea pe care mi-ați pus-o și care este, într-adevăr, pe cât de dificilă, pe atât de important de găsit un răspuns pentru ea. Rolul societății civile în războiul ăsta paralel, dacă vreți, pe care cu toții suntem confruntați, războiul informațional pentru mințile și inimile noastre, este unul esențial. Aș risca să spun că este cel mai important. Este cel mai important pe multiple planuri. În primul și în primul rând pentru că societatea civilă poate, în situații de criză, poate să asigure rolul de facilitator de mesaj. În situații de criză, societatea civilă poate să preia parte din rolul statului, al decidentului, în comunicarea știrilor adevărate, în corectarea știrilor false și în promovarea unui mesaj care să asigure bunăstarea societății și ieșirea cu bine dintr-o criză. Rolul societății civile, dacă mi este permis să mai adaug, este și acela de catalizator sau poate chiar corector a unor tendințe firești, de altfel, în situație de criză, a aparatului de stat, a legiuitorului, a decidentului, de a forța un pic răspunsul. Rolul societății civile este, până la urmă, acela al unui arbitru în interiorul măsurilor adoptate și implementării măsurilor respective în combaterea fenomenelor de tip dezinformare, de tip propagandă, până la urmă.
Să vorbim un pic și despre rolul statului în combaterea dezinformării. În Republica Moldova, lupta împotriva dezinformării a devenit o prioritate acum pe agenda publică, în special după declanșarea acestui război din Ucraina. Practic, astăzi, dezinformarea este un atac la adresa securității naționale, cu posibile repercusiuni imediate asupra stabilității interne în această zonă periferică a războiului. Tot în această criză, unele din instituțiile publice de la noi și-au asumat rolul de debunker, adică de luptător împotriva dezinformării, atenționând că unele informații care circulă pe internet sunt falsuri. Guvernul are canale pe Telegram în care mai atenționează asupra falsurilor. Cât de important este ca statul să-și asume acest rol de debunker și prin ce instrumente o poate să o facă mai eficient? În primul rând, aș vrea să salut inițiativa legiuitorului sau aparatului administrativ de la Chișinău de a merge să discute cu cetățeanul în locurile unde cetățeanul discută. Ați menționat canalele de social media, ați menționat platforme de dialog cum este Telegram. Este extrem de important ca dialogul să se poarte în locurile unde cetățeanul caută informație, la fel cum este extrem de important ca dialogul ăsta să se poarte în limbajul pe care cetățeanul de rând îl poate înțelege. Este, până la urmă, una din premisele succesului în transmiterea unui mesaj corect. Din punctul ăsta de vedere, firește, nu intrăm în foarte multe amănunte, normal, în situații de criză, cu atât mai mult chiar, cetățeanul își îndreaptă atenția către autoritate, așteaptă ca autoritatea să răspundă în conformitate cu votul de încredere, până la urmă, pe care cetățeanul l-a dat atunci când a trimis în Parlament, atunci când a susținut pentru formarea unui guvern pe decidentul respectiv, pe guvernantul respectiv. Deci, rolul statului este esențial. Până la urmă, statul este cel care este investit cu putere legislativă. Statul este cel care are dimensiunea de reglementare și legiferare a domeniului, iar domeniul informațiilor, comunicării, este unul dintre cele avute în atribut până la urmă. Altfel, însă, cred că este esențial ca în interiorul răspunsului la dezinformare pe care statul îl ajustează, cred că este esențial să se plece de la principiul neîncălcării drepturilor și libertăților cetățenilor, la fel cum este esențial ca în acest răspuns, în interiorul lui, să se înglobeze cunoaștere din toate sferele care cercetează fenomenul dezinformării. Eu, ca fost membru în societatea civilă, sunt un fervent susținător al deschiderii sau al căutării unei soluții la acest fenomen extrem de negativ în interiorul unor cadraturi de tip Hall of Society. Toți cei care au capacitate și care au preocupări înspre studierea fenomenelor respective, înspre propunerea unor soluții pentru ele, cu toții trebuie să fie în jurul mesei, acelei mese unde se ia decizia de acțiune pentru combaterea unor fenomene negative care, iată, ne afectează pe fiecare dintre noi. Am văzut pe timpul pandemiei, atunci când am realizat că dezinformarea nu este doar ceva care divizează grupurile sociale, ci dezinformarea este un fenomen într-atât de negativ încât oamenii mor în urma mesajelor de dezinformare. Noi și Europa vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și în același timp, iată, statul este o țintă a dezinformărilor sau o victimă a dezinformărilor, pentru că atunci și această pandemie ne-a arătat că atunci când fake-urile vor să submineze autoritatea instituțiilor, atunci populația nu mai are încredere într-o instituție, crede mai mult zvonurilor. Vedeți dumneavoastră, propagandistul, cel care stă în spatele campaniei de dezinformare, a înțeles mai repede decât a înțeles aparatul de răspuns că
mesajul ajunge acolo unde există un fond, există o vulnerabilitate pentru absorbirea mesajului respectiv. Tocmai din cauza asta, mesajul de dezinformare este unul care conține emoție, este unul care nu își propune niciodată să îl facă pe cel care primește mesajul să se simtă inferior. Este un mesaj care vine, dacă vreți, la nivelul lui. De asta pledam la începutul discuției noastre despre ajustarea limbajului în care mesajul de comunicare strategică, până la urmă, este livrat cetățeanului. De asta este important, în continuare, de asta este importantă o analiză a noastră, a fiecăruia și a aparatului de stat, poate mai mult decât a tuturor, asupra a ce înseamnă vulnerabilitate în fața dezinformării într-o societate și a ce înseamnă vulnerabilitate în fața dezinformării în interiorul propriului aparat. Vedeți dumneavoastră, dezinformarea care pică pe un teren care a fost pregătit dinainte să respingă atacuri de tipul ăsta este precum sămânța care pică pe asfalt. Nu are cum să prindă rădăcini. Dacă însă, știu și eu, considerăm poate pe o anumită conjunctură sau poate pe o anumită perioadă când, iată, se succed crizele, este nevoie de răspuns la ele, este nevoie de răspuns urgent la ele, dacă ignorăm propria ogradă, să zic așa, și ne concentrăm doar în afara ei, suntem la rândul nostru susceptibili la a înmagazina dezinformare. Sunt două pericole majore, dacă vreți, în situații de tipul ăsta sunt două pericole majore care, în opinia mea, cântăresc la fel de tare. Unul dintre ele este să pornim de la preconcepții și să considerăm că știm dinainte cine sunt cei cărora ne adresăm și că știm dinainte că anumite categorii sunt vulnerabile, deci pe celelalte să le ignorăm. Și îmi permit aici din nou un exemplu negativ din perioada pandemiei. Atunci când, chiar și la nivel de experți, eu am întâlnit opinia asta, cum că doar cei needucați sunt victimele dezinformării. Iată că am avut medici care propuneau tratamente alternative. Iată că am avut medici care au refuzat să se vaccineze și să se înroleze în campania de vaccinare a populației. Am avut o seamă de alți intelectuali care erau fervenți contestatari ai măsurilor de prevenție pe care guvernele noastre le luau. Nu ține doar de educație, ține însă de construirea încrederii aparatului decident în fața cetățeanului. Nu te poți duce în fața lui atunci când încrederea lui este la nivelul single digits. Noi și Europa. Pandemia ne-a arătat și acest lucru. Dacă ne uităm la țările în care au acceptat mai repede, de exemplu, vaccinul sau au respectat toate măsurile cerute de stat în timpul pandemiei, atunci țările mai dezvoltate, cu o mai mare încredere în stat, în instituții, au respectat și au trecut mai bine. Aveți perfectă dreptate. Celălalt risc pe care vroiam să îl menționez este riscul exacerbării răspunsului. Este riscul, nu știu cum să o numesc cât mai diplomatic, tendința poate firească de a exagera răspunsul. Pe principiul că condițiile extreme solicită răspunsuri extreme, se poate cu ușurință deforma, până la urmă chiar cadrul în interiorul căruia se livrează acest răspuns, se poate deforma și împinge către o zonă care nu mai este specifică unei democrații de tip liberal. Trebuie să avem cu toții atenția sporită la lucrurile astea. Știu sigur că în interiorul aparatului de stat de la Chișinău și din alte țări, inclusiv cea din care eu provin, există preocupări spre a nu răspunde astăzi, dar în același timp cu răspunsul să creeze o breșă pentru viitor. Aici este și rolul societății civile, ăla de care pomeneam un pic mai devreme, de arbitru, dacă vreți. Altfel, și la nivelul individului există o responsabilitate. Domnule Rufin Zanfir, vreau să vă întreb dacă există șanse în această luptă împotriva fake-urilor și dezinformărilor, dacă există șanse de a, nu știu, de a câștiga, de a învinge. Eu
De felul meu sunt un tip pragmatic. Mi-ar fi plăcut să pot să am un răspuns optimist pentru dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Mă tem că astăzi nu îl am. În același timp însă vin în fața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră cu mai bine de 10 ani de experiență în cercetarea fenomenului. Și pot să vă spun că există soluții pentru ținerea sub control. Firește, nu avem cum să mințim și să spunem că există o soluție care să eradicheze fenomenul, pentru că ea nu există. Fenomenul dezinformării, probabil că știți și dumneavoastră și sunt ferm convins că și în rândul ascultătorilor dumneavoastră, fenomenul dezinformării nu este unul nou, fenomenul propagandei nu este unul nou. Ce putem însă face este să ne concentrăm atenția pentru crearea unui spațiu de discuție în care lucrurile de genul ăsta să se întâmple din ce în ce mai rar și lucrurile de genul ăsta atunci când se întâmplă să fie sancționate nu obligatoriu de autoritate, ci de însuși participanții în interiorul acelui spațiu de discuție. Vedeți dumneavoastră, pentru asta este nevoie de un efort susținut, cum spuneam mai devreme, un efort care să implice actori multipli, nu doar statul sau nu doar societatea civilă sau nu doar cetățeanul până la urmă. Este nevoie de lucrurile astea în același timp în care este nevoie de o educație susținută în direcția asta. Este nevoie însă și mai mult, poate, de bună guvernare. Pentru că buna guvernare creează încrederea cetățeanului în măsurile pe care aparatul reglementator le adoptă și le implementează. Ați întrebat un pic mai devreme despre eficiența unor măsuri de tip debunking sau de corectarea dezinformării. Tot pachetul ăsta de măsuri este extrem de necesar, însă trebuie să vă gândiți că măsurile astea sunt măsuri reactive, nu sunt proactive. Iar măsurile astea reactive, statistic vorbind și sociologic demonstrat, ajung doar la o fracție din cei care au ingurgitat, dacă mi-e permis termenul, știrea falsă inițială. Cu atât mai mult pe un fond de neîncredere în cel care vine cu mesajul ăsta, în multe situații s-a întâmplat exact efectul contrar. Acuze la adresa legiuitorului că cenzurează discuția, Ministerul Adevărului. Noi în România am avut de curând, la începutul războiului ăstuia nenorocit din Ucraina, am avut situația asta în care fosta mea organizație a fost actorul principal, unde un proiect care își propunea monitorizarea mesajelor de dezinformare în contextul războiului din Ucraina a fost marcat la București, din păcate chiar de unii colegi ai noștri. A fost marcat ca fiind, în fapt, o inițiativă de cenzurare a, știu și eu, libertății de exprimare. Comunicarea, și sunt convins că știți mai bine decât mine lucrul ăsta, comunicarea este un act, este ca o floare extrem de fragilă, dacă îmi permiteți comparația. El are nevoie să se dezvolte într-un mediu în care toți au grijă de el, de floarea asta sau de comunicare. Noi și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Principalele fake news-uri și dezinformări în Republica Moldova au ca linie roșie acum narațiunea, dar probabil că și în România, Occidentul subminează suveranitatea statului. Țara va fi vândută străinilor. Republica Moldova va fi folosită cap de pod în lupta Occidentului și NATO împotriva Rusiei. Cetățenii vor fi carne de tun, rampă de lansare americană pentru război și așa mai departe. Acestea au fost vehiculate încă înainte de război. Acum, dacă le punem cap la cap, înțelegem de ce au apărut și cum au apărut. S-au intensificat și în contextul în care, iată, la Chișinău un partid pro-european a câștigat alegerile în defavoarea unui partid cu orientare pro-rusă, pro-Kremlin. Aceste dezinformări reies și din această confruntare și orientarea principalelor partide, dar și a societății noastre moldovenești în general, pentru că suntem o societate care am moștenit mentalitatea
sovietică, suntem sub o influență puternică informațională rusească. Acestea sunt teme foarte greu de explicat pentru un public larg, pentru toată lumea, un public care nu are o pregătire, o informare pe politică externă cât de cât, ca să înțeleagă ce se întâmplă. Totuși, cum pot fi combătute acest gen de dezinformare? Problema este extrem de complicată și mă tem că noi nu o să găsim o soluție la ea în studioul la dumneavoastră aici. Sunt însă niște elemente despre care putem vorbi și putem vorbi deschis și putem face vorbirea asta deschisă pentru că noi trăim într-o democrație, spre deosebire de alții care trăiesc în alte sisteme politice care nu permit lucrul ăsta. Iar ăștia, alții sunt cei care promovează tipul ăsta de mesaj. Ați amintit mai devreme sau ați menționat mai devreme că bănuiți că și la București multe din narativele astea pe care le-ați enumerat se regăsesc. Așa este, se regăsesc în declinări diferite. Dacă în Republica Moldova una din vulnerabilități este dată de o parte consistentă a societății dumneavoastră care citește și înțelege limba rusă și deci accesul la acest instrument de limbă este unul facilitator pentru Kremlin să împingă mesajele în spațiul dumneavoastră, în alte state, între care și România, unul dintre facilitatorii ăștia prezenți, vulnerabilitate, facilitator este doar pentru ușurința dialogului între noi doi acum. Una dintre vulnerabilitățile speculate de Kremlin este faptul că o parte a populației a acumulat frustrări în urma accesului României în Uniunea Europeană. Este populația bătrână care ajunge să își vadă copiii o dată pe an sau poate chiar mai rar decât atât. Este populația de la sat acolo unde, din păcate, progresul economic se lasă încă așteptat. Aceste vulnerabilități sunt speculate de Kremlin și, din păcate, de actori interni, la fel cum se întâmplă în Moldova, se întâmplă și în România și se întâmplă și în alte părți, sunt speculate tocmai pentru a eroda, dacă vreți, aderența ideilor democratice, încrederea în instituțiile statului, încrederea în instituțiile suprastatale, cum este Uniunea Europeană. Chiar am vrut să vă întreb pe ce căi ajung în România, pentru că m-am mirat să aud aceste dezinformări, de exemplu, într-un taxi la Iași, unde nu au canalele rusești și nu lumea nu știe limba rusă și nu ajunge această informație. Bine că la noi este promovată și de partide de pe loc, de la Chișinău. Nu doar la dumneavoastră este promovată și de partide. Cum sau ajung? Oameni politici. Care sunt canalele? Sunt mai multe posibilități de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, care de altfel este legitimă și este una foarte bună. Un răspuns scurt este exact la fel. Răspunsul însă mai detaliat, cumva el se regăsește în ce am vorbit împreună mai devreme. Răspunsul se regăsește în evaluarea aceluiași set de vulnerabilități, evaluarea sau specularea fricilor pe care o parte din cetățeni le au. Dacă întrebarea este să o reducem la care sunt canalele prin care ele ajung, aș vrea înainte să menționez, pentru o mai bună înțelegere a răspunsului meu, faptul că cel mai adesea campaniile de dezinformare nu creează de nou un mesaj, ci îl speculează acolo unde el există. Cel mai adesea, campaniile de dezinformare identifică niște publicuri care sunt deja expuse la mesaj similar și alimentează zona respectivă cu mesajul de dezinformare. Să vă dau un exemplu. Cât timp Sputnik.md se putea citi la București, articolele pe care ei le distribuiau pe pagina lor și apoi le amplificau în conturile lor de social media, aveau o audiență extrem de scăzută.
Înțelegând ei lucrul ăsta, și-au transformat canalul într-o platformă pentru voci din România care erau cunoscute pentru promovarea unor mesaje anti-europene, pentru promovarea unor mesaje antidemocratice, chiar pentru discurs cu ură, pentru xenofobie, pentru rasism. Atunci au început să crească în audiență, când au adus în interiorul postului lor, nu pe jurnaliștii lor care scriau mesajele și le inserau în articole așa cum li se dicta de la Kremlin, ci pe ai noștri locali, înțelegeți? Și chiar și atunci, până la urmă, ca să și închid cu paranteza asta, chiar și atunci audiența pe care ei o înregistrau în România era o fracție din audiența pe care o înregistrau canale neauș românești. Noi și Europa, un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova. Vreau să vă întreb care acum sunt principalele teme în România pentru fake-uri și dezinformări în ultima perioadă, în contextul războiului, de exemplu. Am văzut ceva cu schimb de teritorii sau teorii din astea revizioniste. Care ar fi principalele teme? De la începutul războiului în Ucraina, când fosta mea organizație a demarat proiectul despre care vă spuneam că într-o primă fază a lui, în primele zile de derulare, a fost etichetat ca fiind în fapt un demers, știu și eu, îndreptat împotriva libertății de exprimare, de la începutul războiului și până la moment, căci proiectul curge în continuare și prin virtutea relațiilor bune pe care le-am păstrat cu organizația din care vin, pot să am acces la rapoartele lor, vă pot spune că narativele seamănă extrem de tare cu narativele enumerate de dumneavoastră. România este o colonie a vestului, democrația de tip vestic a eșuat, NATO a provocat Rusia, cu toatele astea sunt pe buzele tuturor celor care populează faliile astea sociale unde dezinformarea prinde cel mai bine. Se speculează, cum a spus și dumneavoastră, se speculează nu doar necunoașterea, ci și lipsa interesului pentru cunoaștere în domeniul politicii externe și chiar de securitate. Se speculează însă și un fond particular pe care unii dintre concetățenii noștri îl au. Din fericire, România este membră și NATO și a Uniunii Europene. Vreau să vă întreb un pic despre experiența României, pentru că acest război a pus deja problema securității Republicii Moldova și poate chiar la un moment dat renunțării la acest statut de neutralitate pe care îl are Republica Moldova. NATO, un garant al securității în Europa, la care s-au grăbit să adere statele din fostul lagăr socialist, inclusiv România, în Republica Moldova nu are o susținere foarte mare. Și iarăși această imagine negativă a fost creată inclusiv de guvernările de la Chișinău pro-Kremlin, pentru că la începutul anilor 90 nu era chiar atât populația atât de anti-NATO. Cum a reușit România să convingă populația să susțină cursul euroatlantic și ce experiență putem lua de peste prut în acest sens? Din nou, răspunsul este unul destul de complicat. Esențial în traseul României către NATO a fost consensul la nivelul clasei politice vis-a-vis de dezideratul aderării la Alianța Nord-Atlantică. Mă bucură cumva să văd că această uniune de idei se regăsește în continuare, chiar în zone care în alt fel sunt extrem de suveraniste, sunt extrem de, știu și eu, animate de alt tip de idei. Înțelegerea vis-a-vis de faptul că doar aderarea la NATO poate să ne asigure nouă securitatea, înțelegerea asupra faptului că doar în interiorul unei alianțe, în care aș vrea să menționez că deciziile se iau cu unanimitate. Deci în interiorul alianței cuvântul României este la fel de greu cum este cuvântul Germaniei, de exemplu, sau cuvântul Muntenegrului, un stat cu un pic mai mult de 700.000 de locuitori, este la fel de greu cum este cuvântul Franței.
Ce am înțeles noi la București a fost că doar existența în interiorul unui astfel de format, care este unul democratic, cum spuneam, cum am tot subliniat pe parcursul discuției noastre, doar asta poate să ne asigure nouă o securitate deplină. Bineînțeles că nu ești ferit de atacuri, bineînțeles că nu ești ferit de factori de stres din exterior, mai ales atunci când geografic ești poziționat în prezența sau în proximitatea unui actor disruptiv, așa cum Rusia s-a manifestat încă de la început vis-a-vis de statele care au părăsit blocul comunist, chiar înainte de a se manifesta agresiv, așa cum o face, cum o face astăzi. Ăsta a fost unul dintre elementele care au facilitat și în interiorul societății consensul ăsta de idei sau susținerea asta consistentă pe care aderarea la NATO a României a avut-o, și susțin în continuare, știu și eu, procentul încă consistent, și sper să rămână așa, din cetățenii României care sunt de părere că menținerea statutului de membru NATO este unul, este dezirabilă, este bună pentru noi. Noi și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo, cu sprijinul financiar al Ministerului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. Nu uitați că ne puteți găsi și pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Mariana Vasilache și vă dau întâlnire și data viitoare ca să discutăm împreună despre subiecte de actualitate pentru Republica Moldova și spațiul european.